Încep eu. Da, eu sunt numai cea de... Suport emoțional. Cârjă emoțională. Salutare, dragilor, eu sunt Daniel și alături de soția mea, Andreea, astăzi vă răspundem la câteva întrebări. De fapt, o singură întrebare pe care ne-ați adresat-o din abundență la ultimul video a Andrei. Care e starea nucăi? După cum ați văzut din titlu, anuca noastră a murit. Și suntem la țară, mai avem o singură capră care trebuie să fete, deci avem o grămadă de treabă cu iezii, cu mulsul caprilor, cu verificatul, cu toate celelalte lucrări. Andreea a pus astăzi de o brânză frumos. Și trebuie să vă spunem, pentru că ne urmăriți cu drag și v-a plăcut și vouă, cred că la fel de mult ca și nouă, de Anuca. Pentru că unii dintre voi găsiți inspirație în ceea ce facem noi și ne urmăriți cu drag, vrem să vă arătăm și aspectele bune, și cele rele, cele dramatice. Ca să știți la ce să vă așteptați atunci când... Exact. Am cumpărat-o de la prietenul Darius din Sălaj, căruia i-am făcut o vizită și m-a surprins cu această puiuță specială de bivoliță, pe care eu am văzut-o de la început foarte, foarte blândă și foarte calmă. Însă, de-a lungul acestui video, veți înțelege niște concluzii ale noastre și ce am învățat din această experiență extrem, extrem de dramatică. Noi am petrecut câteva luni bune cu Anuca, ne-am făcut speranțe, ne-am făcut vise, ne-am făcut planuri, ne-am făcut Da, video ăsta e un fel de dare de bucurii. seamă. Pentru cei care ați pierdut etape din viața Anucăi, o să vă spunem că am cumpărat-o prin 25 noiembrie. Deci o trăi la noi cam 3 luni și noi am început să ne îndrăgostim de ea, după cum ați văzut și în videoclipurile noastre. Și acum când intrăm în grajd în ultimele zile, Măriuca parcă se tot uită așa în gol și tot așteaptă și parcă ar întreba, no, da, unde mi pretina? Cam așa face. Cu siguranță și ea e tristă de ce s-a întâmplat, îi simte lipsa Anucăi. Da. Deci am rămas din nou cu o singură bivoliță care tindem să credem că gestantă, de ce am cumpărat-o noi panuca? Am cumpărat-o că știam că bivolilor nu le place să stea singuri, deci a Exact. fost un companion pentru Măriuca. Și ne doream noi încă o bivoliță, știind că durează foarte mult până când o bivoliță ajunge la maturitate să ai lapte de la ea. Durează vreo 2-3 ani. Dar ne-am asumat și un risc. Când am cumpărat-o pe Anuca, știind ce adăpost avem noi și cineva chiar ne-a scris în comentarii, păi ce adăpost e ăla cu prelată și cu... Da, astea sunt posibilitățile noastre limitate. Și, după părerea mea, avem posibilități și spații pentru animale mult mai bune decât am văzut la alții. Nu suntem nici bocotani să le ținem în săli cu placate cu marmură, cum se întâmplă în Orientul Mijlociu. Adăpostul, eu zic că nu a fost nepotrivit pentru animale și... Dar nu a fost nici ce trebuie. Noi ne-am tot calculat și ne-am tot gândit să vedem, să găsim cauza, din ce cauză s-a îmbolnăvit, cum s-a îmbolnăvit, dar a fost destul de rapid și, deși noi am luat măsuri, cum am văzut că ceva nu e în regulă, i-am dat tratamente, dar... Starea ei de sănătate se tot deteriora pe zi ce trecea. Și într-un moment o vedeai bine și în următorul moment o vedeai pe jos, nu se putea ridica. După aia o ajutam, o puneam la subt, la... iară era bine, iară era... Deci a fost așa, oscila și tot ne-o dat speranțe că nu, își revine, ea își revine. Stăteai liniștit că își revine. Da, asta în contextul în care în prima fază a avut diaree, am acționat rapid, am dat tratament și s-o simțit mai bine, am văzut o evoluție spre bine. După care, la o zi, două distanță, am văzut-o drenată de puteri și ne-am îngrijorat puternic din nou, am apelat la tratament și părea să răspundă bine la tratament, pentru că în seara aia în care ea, a venit doctorul la ea, ne-am bucurat că uite și-a revenit, avea deja reacții bune, avea putere să-și țină poziția, am început să-i facem masaj, am ridicat-o, am așa. Peste noapte a fost foarte activă, că odată să se ridice în picioare, că ea se ridică.
N-am lăsat-o că era și becul, era târziu, eram numai eu. M-am gândit dacă să ridică în picioare și zburdă pe acolo prin bucătărie. Lasă să stea jos, să odihnește, să... Însă spre dimineață, ea a rămas tot jos, i-am făcut masaj, am încercat să o ridicăm, dar părea fără puteri. Și am urmărit-o, am monitorizat-o. Știam că medicul care o ajutat atunci seara urma să vină și a doua zi. Ne-a spus că vine și îi mai face tratament. Am ținut legătura, mi-a sunat chiar dânsul primul lucru de dimineață, i-am răspuns că e bine, o vedem bine, temperatura era unde trebuie. Temperatura era la 38 de grade și ne-am bucurat. Practic, noi așteptam acum să vedem că se simte mai bine, începe să se ridice. Peste noapte chiar o apucat să mănânce, mânca fân, o rumegat un pic. Da, la 4:30 știu că m-am trezit eu la ea. I-am dat să sug o sub foarte mare poftă, deci nu a avut nicio reținere. Cum a văzut sticluța, că ea sticla de lapte de sub, tot timpul se întinde așa după ea cu limba, cu... Și tot se întindea după sticla aia, nu? Când am văzut-o clar, își revine, e foarte bine, o ținem la căldură cât e nevoie, nu ne facem probleme de asta, își revine. Deci noi cu speranța că nici nu ne mai gândeam că se poate întâmpla ceva rău. Bine, oarecum atunci seara când am adus-o din adăpost, a fost... Oarecum ne-a fost clar că se duce, dar deci cum noi... o reveni la viață, ne-a dat la o parte toate gândurile negative. În momentul în care temperatura animalului bivoliță, în cazul de față, a scăzut sub 35 de grade, funcțiile vitale ale corpului încep să scadă și încep să se închidă treptat. Ceea ce probabil s-a întâmplat și cu ea, doctorul a venit, i-a dat tratament, ea a reacționat la acel tratament și a început să se simtă mai bine, dar poate părți din funcții vitale nu și-au revenit. Și ne-am văzut o anumită ameliorare a situației ei. Bine, acum dar... ai pe fond și problema inițială. De ce s-o simțit ea atâta de rău? De ce a fost atâta de grav? Și de-aia cred eu că adăpostul nu era unul ideal pentru bivoli, mai cu seamă pui de bivol, pentru că pui de bivol sunt mult mai fragili. Referitor la adăpost, mi-a zis domnul doctor Petri, căruia i-am făcut un interviu la 91 de ani, domnul Petri, încă așa, să ține de treabă, și zicea așa, temperatura în adăpostul de bivolițe trebuie să fie undeva între 12 și 15 grade. Acolo îi place lui cel mai bine. Ok, asta... Oamenii de la țară, care au adăposturi din bolțar, din ce au acolo, și un geam mic, și țin ușa închisă, fân, spațiu închis, restrâns, bivolea își fac o căldură foarte mare. Chiar acum, mergând pe drumul jos cu copiii la școală, văd anumite gospodării, se vede la șură, peretele umed, decât condensă încăperea aia de la vaci și de la ce au ei, ca să le fie cald la animale. Și îmi zicea domnul doctor... Revin. Bivolii trebuie să aibă o temperatură în adăpost undeva la 15 grade, acolo e ideal. Dacă e prea cald, iară nu e bine. Zicea cineva că la capre, dacă au căldură prea mare, peste iarnă fac păduchi. Cu caprele n-am avut probleme să fie sensibile la adăpostul pe care îl avem noi. Dar într-adevăr, pentru bivolițe și un pui de bivol, cum ziceam mai devreme, care nu are mama lui aproape de el, e mult mai vulnerabil și mult mai... Mai sensibil. Rămânem în momentul de față așadar cu Măriuca, pe care o iubim foarte mult, ne bucurăm să o vedem că se simte bine, dar e mai tristă, din păcate, de dorul anucăi. Și... Le tot urmărește pe capre cu fată. E foarte simpatică, tot își bagă capul acolo și se uită. Că... și nu știu cum de caprele toate trag... mai în colțul unde e Măriuca. Tot acolo o fătat. Încep să se obișnuiască unele cu altele. Deși am emoții cum vor socializa bivolița cu caprele, dar vom vedea. Văd că urmărește iezii cu gruia, că multă lume ne întreabă de gruia și în video ce l-ai postat, tu ai postat despre gruia și ai arătat că s-o localca bivolița, dar n-ai zis la final că asta s-a întâmplat acum vreo 2 săptămâni în urmă. Trebuia să zici, da, gruia se simte mult mai bine și-o revenit, mănâncă, acum mai dăm lapte de la căprițe, ce mulgem așa dopul de la ele și
colostru ce avem în plus. Deci gruiașul reveni foarte bine. A fost el așa mai abătut, ne-am speriat noi că așa, dar a doua zi a fost perfect. A doua, a treia zi, acum putem să zicem că și-a revenit complet. Dar, foarte important, o învăța să se ferească de bivoliță, da. A mai închis acolo culoarele și acum el nu poate intra la ieduți și la capre și va intra doar în zona unde stă țapul și cele trei ieduțe, că le-am băgat acum cu el. Mere acolo să ceartă cu ele, latră, le fugărește, le... E foarte activ, e foarte simpatic. Cred și foarte inteligent. Am observat că odată, dacă îl înveți anumite comenzi, le învață repede și e ascultător. Numai trebuie să îl recompensezi pe măsură și învață foarte... E inteligent, e un cățel isteț. Aseară m-am pus acolo în iesle, în fața lui Măriuca, cu el în brață. Nu știu Măriuca ce să facă, să mă lingă pe mine, să-l lingă pe el. Ăsta, pe când a început să-l lingă pe el, o da cu dinții după ea un pic. El așa să joacă, da, acum are de rost, a început să rog de greble, să rog de măturoaie. Pe mie mai pucă de haine și îl mai ating cât un pic, da, nu. Așa cât să știe că nu-i voie și ce nu-i voie. Îi cățelul gruiaș a revenit așadar și... Noi nu putem zice că ne-am revenit după pierderea nucăi, dar cred că ne obișnim cu asta și începem să ne detașăm un pic, pentru că noi ne implicăm foarte mult emoțional cu animalele noastre. Asta este. Ne-am făcut planuri, ne-am făcut vise. Tu zici așa că nu foadă postul cum trebuie, dar atunci de ce nu s-o îmbolnăvit la câteva zile după ce ai adus-o, când a fost frigul cel mai mare și când ea a fost mult mai mică decât e acum? Păi asta e ciudat, că a trecut două luni jumătate deci la noi. Deci eu țin să cred că nu a fost adăpostul de vină, pentru că ea a fost mult mai frig decât e acum, în iarna, cea în plină iarnă. Bine. Și era și mai mică. Starea ei de sănătate s-a tot erodat de-a lungul timpului și probabil a ajuns slăbită. Ori de la laptele praf, care nu i-a fost suficient de nutritiv, ori de la răceală sau curenții de aer, că mi-am pus noi fân sub ea tot timpul, uscat și curat și avea pat gros de fân și așa. Dar poate curenții de aer la un moment dat o doborâtă, na. Dacă aveți o părere vis-a-vis de asta, suntem curioși să ne scrieți în comentarii ce părere aveți. Ce credeți că s-a întâmplat? Noi încă nu avem teoria. Noi încă nu avem răspunsul 100% format din ce cauză s-a întâmplat asta. Numai ne tot întrebăm și tot socotim și ne tot gândim. Păi tocmai, că sunt mulți din urmăritorii noștri care au experiență, chiar și cu bivolițe sau poate cu văcuțe, cu viței. Până trece animalul de un anumit prag de vârstă, e tot vulnerabil. Și cred că asta a fost cu Anuca. Așa cum ziceam la început, noi ne-am asumat știind. În momentul când m-a sunat Darius, primul gând a meu a fost, băi, îi pui mic, adăpostul meu e așa cum îi, aș cam avea emoții. Dar am prins curaj și, uite, că ne-am asumat și acum am ajuns la pierdere. Bivolița din care a venit Anuca a fost foarte bună de lapte și Darius are bivolițe foarte bune, oricum. Și cumva am îmbrățișat ideea asta, poate și din pasiunea noastră sau din lăcomia de a avea mai mulți bivoli cât mai repede. Și uite că nu a fost momentul potrivit. Nu a fost momentul potrivit, n-am avut noi suficientă grijă de ea. Într-adevăr, asta e o concluzie. Pentru că animalul s-a îmbolnăvit și a murit la noi în gospodărie. Ne asumăm, nu a fost... cu intenție. Noi ne-am dorit cele mai bune lucruri pentru ea, dar uite că nu poți să stai 24 de ore dintr-o zi cu ea și să o tot... Na. Și am socotit că, na, dacă cu caprele n-am avut probleme însemnate să moară din cauza frigului și din cauza adăpostului, ce se poate? Uite ce se întâmplă. Dragilor, ăsta e video de astăzi. E un video trist în care ne spune moful și pune în punct în ce privește capitolul Anuca. Păcat, pentru că am iubit-o foarte mult. Și cred că la urmă
După cum s-a comportat, cred că cu inima a avut ceva blocaj sau ceva cheag sau ceva, că au avut niște vibrații, niște trepidații, niște șocuri, așa, niște convulsii și la scurt timp am găsit-o adormită, parcă și moartă. Dar ne bucurăm tare mult că avem videoclipurile cu ea, atâtea câte le avem, care am făcut amintiri pe care le putem revedea. Și învățăm, în fiecare zi învățăm și merem înainte. Că din greșeli și din eșecuri înveți, din succese nu înveți nimic, din eșecuri înveți. Da, oricum, Anuca a murit următoarea zi, n-am mai avut nicio putere nici să filmăm, nici să zicem nimic. Încă ne revenim după toată situația asta. Și cam asta e situația. Când ai animale, ai și pierderi multe și la țară trebuie să fii resemnat. De-aia unii din răutate sau din ignoranță se leagă de noi că avem pretenții. Vrem să trăim din animalele noastre. Vrem să trăim din munca noastră. Da, dacă vouă vi se pare nenatural și nepotrivit lucrul ăsta, eu tind să cred că problema e la voi. Oamenii care își doresc produse de la țară, dar nu-și doresc să le cumpere sau să le plătească la adevărata valoare, probabil că vor găsi o perioadă încă oameni puțin mai ignoranți sau mai neatenți care să fie dispuși să se vândă ieftin, dar sunt ferm convins că aceia vor fi din ce în ce mai puțini și datorită contextului... Pentru că toți ajung la aceeași concluzie. Păi nu se merită. Păi nu se merită și oamenii ajung la concluzia că nu se merită poate nici pentru ei să mai țină. Da. Datorită descurajării pe care o au, că toată lumea are speranță. Măi, ai o vacă. O vacă dă 20 de litri. Nu faci lapte și brânză în toată ziua să mânci atâta brânză. Vrei să scoți un pic din costuri, că tu umbli după aia cheltuiești. Nu ne băgăm în detaliile alea pentru că vorbim frecvent. Dar ăsta e încă un motiv pentru care produsele de la țară trebuie să aibă preț, pentru că e multă cheltuială și multe pierderi și multe riscuri și multă bătaie de cap și multe probleme. Așa că, dragilor, sperăm că videoclipurile noastre să vă dea curaj și vouă, dacă vreți să faceți asta, să înțelegeți bine toate riscurile și toate problemele care pot apărea și vor apărea. Și să vă apucați de treabă, să continuați treaba cu curaj, pentru că noi asta vom face în continuare. Vă mulțumim pentru vizionare, așteptăm reacțiile voastre în comentarii, neapărat să dați un like, pentru că e important pentru algoritmul YouTube să ne susțineți. Abonați-vă eventual dacă nu sunteți abonați la canalul Roșan la Țară. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Și acum chiar să încheie povestea cu Anuca. Sunt sigur că o să mă uit la videoclipurile cu ea. Dar asta e că, uite, noi avem o comunitate de oameni care nu doar că le arătăm părțile frumoase, oameni care sunt și interesați prin drag de ce animalele care le ai. Da. Și mai ales atunci când arătăm tot timpul evoluția lor, știi? E aproape ca și cum ai avea tu grijă de ele, știi? Te atașezi. Ți se întâmplă și ție, de exemplu, te uiți la, pe internet, la știu eu ce anume. Da. Ar fi frumos în viitorul apropiat, îmi zicea nu știu cine, să găsim o modalitate ca oamenii care sunt din zonă sau poate trec în zonă sau poate își fac timp și vin direct aici pentru noi
să aibă ocazia să vadă animalele astea față în față, pentru că e una să le vezi la un ecran și alta să stai lângă ele. Știi? Și de fapt noi ne trăim viața noastră fericiți, în ciuda tuturor provocărilor. Și asta ne dă curaj, chiar și când avem eșecuri și probleme din astea grave, drame, să mergem înainte. Pentru că satisfacția, energia noastră vine și din mâncarea de calitate și cu gust pe care o mâncăm și vine și din energia aia animalelor care... Timpul petrecut cu ele. Timpul petrecut cu ele. Știu că tu ești centru. Lor. Noi suntem centru universului lor. Tu îți dai seama bine, că pentru ele... E o chestie neexplicabilă, să zici așa, că așa te liniștești. Nu știu cum. Deci noi suntem pentru ele, de fiecare dată când mergem noi în adăpost, ele știu. Acum ai ceva primim. Bun, acum primim ceva bun, acum ai moment important, da? Și le crește și lor dopamina sau cei substanța aia care le dă senzația de bucurie și când ești în preajma ființelor bucuroase, vrei, nu vrei, te bucuri și tu de la ele și împreună cu ele. Așa că cine n-are bucurie să-și cumpere, dar și bătaie de cap. Că și de la o găină, când o vezi că se tot învârte după tine și ar cota să mai scoată o grăunță de sub păpucul tău sau de oriunde dintre șureturi și de aia te bucuri. Da, deci capitolul Anuca a luat sfârșit cu mare tristețe. Dar vom vedea ce mai vine pe viitor. Cumva ne-a ajutat Dumnezeu și tristețea de Anuca s-o acoperi rapid cu fătările la iezi. Când ziua următoare a început fătările și... Parcă n-am avut timp să medităm pe chestia asta și să stăm triști. Că au venit bucuriile, încă unul și ceaia și ceaia. Da. Deci a tot urmat fătări aproape în fiecare zi și... No, și cu alea ai treabă, nu prea ai timp să procesezi toată situația, deși am procesat-o, dar am procesat-o dinainte să moară, cumva. Șocul a fost când am văzut-o că e grav și ne-am gândit că nu. Deci a fost o depresie împărțită în două și în două doze, da. Date la două zile. Asta e.